Thank you.
Thank you.
Thank you.
Până la punctul la care spațiul închis poate sugera intimitatea spațiului uman. Aș spune echipul și obiectul pentru că e un permanent dialog între aceste elemente de substanță. Noi cei care suntem dincoace de imagine ne implicăm în fond și ne recunoaștem tocmai prin acest joc dublu. Ne-am putea gândi și avem, eu știu, această flamand olandez, înțeleg de toți, la un fan ai cu aceeași fascinație a spațiului. O regăsim la un Dürer, care este poate cel mai, dacă nu singurul, cu adevărat autentic renașentist german. O regăsim mai târziu și aici, cred că merg pe filiera pe care Zanfir Dumitrescu reconstituie tot prin proces de primă mai expoziție. Am avut sentimentul unei probleme pe care și-o punea și pe care ne-o pune nouă implicit, aceea de a sugera că un spațiu închis, un spațiu închis în care crezi că ești claustrat cu propriile tale întrebări, se deschide prin proiecții mentale. Intuiești că ceea ce credeai a fi o deschidere nu este decât un truc al pictorului pictat de el și te poți lăsa înșelat și vrei să te lași înșelat pentru că înseamnă deschiderea. Exact cum la un fermier din Delft, să spunem, există totdeauna o deschidere către lumea din afară, pe care noi nu o vedem în general materializată, vedem lumina care vine pe acolo, sau o hartă pe perete care ne sugerează deodată posibilitatea expansiunii în spații necunoscute, atracția pe care o exercită aventura asupra noastră. Este exact ce tot din țările de jos, când totul era tratat cu, dacă vreți, cu aceeași grijă, cu aceeași intenție de a restitui o fizionomie, până în ghilimele, pentru că proprietarul ținea foarte mult la obiecte și el se regăsea și era reprezentat în obiecte și era reprezentat de aceste obiecte, el reușește să depășească acest stadiu al obiectului portretizat sau al portretului obiectual și introduce o nuanță de metafizică, de rarefierea atmosferii și de plantare a obiectului ca principiu în sine, în jurul căruia noi simțim că se învârte prezența umană, implicit prezența noastră celor care primim astăzi, nu pentru că nu ar mai oferi satisfacții, aici este o dispută falsă, pentru că există spectatori pentru toate tipurile de pictură și pictura bună atrage pe toți cei care sunt cunoscători. Și pentru că aceste de pictură astăzi presupune reîntoarcerea la niște rețete medii, faptul că reușești să depășești realitatea în ciuda faptului că o restitui, satisfacția pe care ți-o dă stăpânirea materiei și sentimentul că ai pus-o într-o nouă stare de existență care nu este cea a restituirii imediate. Mă gândesc că nu există decât prin ceea ce poate transmite peste timp celor care vin și că totdeauna va fi nevoie de un tip de acesta de artă, să vadă că există, în care o anumită dimensiunea lecturii să ne fie ușurată, pentru că fie confortabilă ca un fotoliu. Între noi fi vorba, nu era deloc confortabilă, dovadă că au provocat un scandal FOBI în 1905, prima expoziție, inclusiv Matisse, și când a fost niciodată un pictor comod, îi se reproșau o mie de lucruri, dar până la urmă se spune totuși el are dreptate. Domnul Matisse a avut dreptate. Într-o cronică se scria după niște ani de zile, când își demonstrase
cum să spun eu, tocmai capacitatea de a antrena omul într-o problematică. O pictură comodă, da, mă întreb cum ar fi. Probabil că există și din asta, n-am eu acces la ea, e prea comodă. Dar a face din imagine un lucru comod, mi se pare un desiderat nu prea prost pentru un artist. Și nici unul de cei pe care am cunoscut nu și-a pus această problemă. Cu atât mai puțin el care își pune probleme de atelier și le rezolvă. Am în spate, mi-e groază să spun un sper că era o să spun numai 25 de ani, mai puțin 25 de ani, ca exprimare, ca semanile. De când îl cunosc și de la prima sa expoziție, a fost atunci un grup care îi spunea, poate asta interesează pe cei dornici de toate, nu poate discuta despre el în contextul acela, câteva tabluri care îmi oferă o perspectivă, o deschidere pe care vreau să o consemnez astăzi, o mutare dată în plic, să o sigilăm și la următoarea instituție să văd dacă mi s-a confirmat prognoza sau poate o critic, depinde foarte mult de el, s-ar putea să vrea să mă dezinformeze și atunci să mă trezesc în fața când mi se plătesc. Dar nu cred așa cum îl cunosc, metodic, serios, fără așarnare, cu anumită detașare care ascunde prăbutare de sub. Cred că las orizontul liber, orizontul deschis pe care și mai ales pentru ce înseamnă realitate intensivă. În momentul când, să zicem, poate mai incitați de ce am spus eu, nu mai informați, mai incitați poate, sau dintr-un spirit polemic, că e bine să se trece drept drum pentru ricoșeuri. E poate chiar mai bine să provoci o polemică de a circulat la noi această mulțumune, cruciulițe, punculețe, săgeți, inscripții și spuneam că conceptualiza. A conceptualiza înseamnă acordare exact de esență obiectivă, de posibilitățile de relaționare, iconică, pictulată, în interiorul unui sintagmic. Este ceea ce face să acționăm Citescu și cred că, din punctul acesta de vedere, prezența sa este exemplară, că avea anumite direcții de pictură. Alături de un tip de artă care mi se pare că merită mai mult decât atenția curentă și împreună aș vrea să-l felicităm pe artist. Vă mulțumesc! Thank you.
atât. Nu, 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 nu
Da! Păi ce că n-ați zis rău că ce a Thank you.
Așa că, nu, că dacă îți vând o pantă, nu toată lumea spune, eu n-am răbdare, eu n-am răbdare. Voce este scurt și super. Și pe care nu mă adâncește chiar niște prostii. E la Europa, e un tip. Thank you.
aia de vă mergea, documentul dintre noi. Mi s-a părut penibil, vreau să mă crezi. Mie, personal, care nu mă pricep, mi s-a părut absolut penibil. Mi-am spus, ești, stai, spune. Te rog, nu încă la ideea de a răspunde. Nu se va face goale, nu? Nu, nu. Vreți să mă compromit? Ai pune și ce avocat. Ce-l simpana? Avocat, mă compromit. Am fost un mesaj. Thank you.
Thank you.
Și pe noi doi! Hai, doi!
Ce vine a ferici? Oh, dar ce bine! Vreți voi să ne culcați? Vreți voi să ne întindeți pe noi ca să ne înveliți? Haide, vă rog frumos! Păi, eu vreau că pe bluza ta! La care ești chef. N-am făcut aici o, în două luni trebuie să mă achiteze 100.000 de dolari. Răzvan, Răzvan! 100 de... Natura noastră și semnătura ta. Semnătura Thank you.
Haideți! Stai în gură! Dar dă-te de mine!
Pupați fetele? Să străiască, mama! Dacă nu mănâncă o pește... Ce-i cu ea? N-ai bucur să facă fetele aici! Fericită! Nu ieși în brațe! Gata, vine afară! Bun! Începe să te ia, Ileana! Stai aici! Dana! Stai! Vine sora ta? Să vină. Du-te aproape de soră. Stai în picioare. Nu, da, uite, stau eu. Așa. Au! De ce vrei să mă miști? Mama!
du-te. Te arăt și la mine. Du-te, Ilic. Hai, mai lasă-mi-le. Clipiți? Tanca, ce vă faci? Vino cu pa. Urmează și pe tine. Hai să ne plimbăm și noi, da? Da. Ah, mulțumesc, stau în brațele tău. Oioioioi. Așa, prietelă. Hai, aproape, mă, aproape. Așa. Gata. Mersi foarte mult. Au! Acum și noi! Și noi! Și noi! Lasă! Hai să cântăm! No.
ne disegnerà il naso. Intanto non segna dell'ordine.